Înmulțirea numerelor naturale. Pentru a înțelege operația de înmulțire, să pornim cu un exemplu. Am așezat pe masă 3 coșuri a câte 4 mere și 4 coșuri a câte 3 pere. Câte mere sunt pe masă? Dar pere. Pentru a afla câte mere sunt pe masă, va trebui să adunăm merele din toate cele 3 coșuri, adică cele 4 mere din primul coș, plus 4 din al doilea coș și încă 4 din al treilea coș. 4 plus 4 plus 4 egal 12 mere. Observăm că este vorba despre o adunare cu 3 termeni, o adunare repetată a termenului 4. Pentru a simplifica modul de calcul, această adunare repetată se poate transforma în operația de înmulțire. Spunem că l-am repetat de 3 ori pe 4. Operația de înmulțire este 3 ori 4, egal cu 12. Putem să citim și altfel, 3 înmulțit cu 4, sau ce număr este de 4 ori mai mare decât 3. Să aflăm acum numărul de pere. Observăm că sunt 4 coșuri a câte 3 pere, așa că va trebui să adunăm perele din fiecare coș. Sunt 3 pere în primul coș, plus 3 pere în al doilea, 3 în al treilea și 3 în al patrulea coș. 3 plus 3 plus 3 plus 3 egal cu 12. Iată că sunt 12 pere pe masă. Și de data aceasta avem de-a face cu o adunare repetată de termeni egali. Îl adunăm de 4 ori pe 3. Iar operația de mulțire corespunzătoare este 4 ori 3 egal cu 12. Numerele care se înmulțesc se numesc factori. Putem și noi să notăm că 3 este primul factor și îl notăm cu F1, iar 4 este al doilea factor și îl notăm cu F2. Rezultatul înmulțirii se numește produs. Iată aici, 12 este produsul. Semnul operației de înmulțire este semnul ori, care poate fi însă înlocuit și cu un simplu punct. Citim 3 ori 4 de fiecare dată. Observăm că dacă am schimbat ordinea factorilor, produsul, rezultatul nu s-a schimbat. Iată, 3, primul factor, a devenit al doilea, 4, cel de-al doilea factor, a devenit primul, iar produsul este același 12. Spunem că înmulțirea este comutativă.